Cocktail de alcool și droguri, un șofer se numește criminal, iar victima lui poate fi oricine. Un bărbat de 71 de ani din Constanța, care aștepta autobuzul în stație azi dimineață, a fost spulberat de un bolid, al cărui șofer era și băut, luase și droguri. Iar acul vitezometrului s-a oprit la 110 km la oră. Când și-a dat seama ce a făcut șoferul de 25 de ani, a încercat să fugă. S-a ascuns în toaleta unui club, unde a fost prins de jandarmi. Cu vitezometrul s-a blocat la 110. Chiar a omorât un om, un bărbat de 71 de ani, a cărui singură vină este că a ieșit azi dimineață din casă. Tot de dimineață, dar într-o altă parte a orașului, călăul său ieșea din club. Băuse alcool, fumase și prizase droguri și s-a urcat la volan. Acestea sunt imagini surprinse de o cameră de supraveghere cu doar câteva clipe înainte de accident. Mașina a zburat pe șosea. Stația de autobuz în care se afla omul a fost efectiv spulberată cu totul, iar o tonetă de ziare aflată aici a fost aruncată direct în gardul viu. Puțin mai vezi și intră în mine, în sarabă și mă lua pe mine. 110 km la oră. Aceasta este viteza la care s-a oprit acul kilometrajului. Și asta după câțiva metri de frânare. Mașina s-a oprit în gardul viu, bucăți din ea de altfel sunt încă la fața locului, iar bărbatul a fost aruncat la aproape 30 de metri de locul în care aștepta autobuzul. Îmbrățișat de airbag-uri, șoferul vinovat a scăpat fără nicio zgârietură. Nici măcar nu știa că a omorât pe cineva, dar știa ce și cât a consumat, așa că a încercat să fugă. Țipa jandarmii, după să se oprească, s-a urcat într-un taxi, iar apoi a ieșit din taxi și a fugit. Șoferul s-a ascuns disperat într-un local din apropiere. Era într-o toaletă și era panicat. Nu a opus deloc rezistență. Cursa lui criminală se sfârșise. Era incoerent și speriat. Nu șocul accidentului era de vină. Are 0,43 sau avea la acel moment 0,43 mg per litru alcool pur în aer expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru analize. După o oră au venit rezultatele. Avea o alcoolemie de 1 la 1000 în sânge. S-au descoperit însă și urme de THC, substanța activă din cannabis, dar și cocaină. Tânărul șofer se urcase la volan inconștient din toate punctele de vedere. Un bătrân nevinovat a plătit cu viața. El va plăti cu închisoarea pentru ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului și conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.